o floare frumoasă de fetițe, care astăzi este mireasă, care astăzi este împodobită atât de frumos, încât este mai strălucită decât orice stea de pe cer. Vreau să-i aplaudați și să-i chiuiți de bine. Pe socră cei mici, vă rugăm încoace, Vecislav și Elena. Aplauze mari pentru cei care au născut, au crescut atât de mult, s-au străduit ca să devină astăzi o mireasă frumoasă. Un marș frumos, aplauzele voastre pentru socră cei mici, Vecislav și Elena. Și gălăgii, gălăgii, gălăgii multă! Frumoși și fericiți. Și mai avem noi niște părinți dragi care au adus pe lume un băiat și sunt sigură că mulți ani în urmă nici n-au visat ca să ajungă în Republica Moldova, dar așa a fost soarta. Noi știm că soarta te duce acolo unde trebuie. Vreau să-i aplaudați și să-i întâmpinați pe socrii cei mari, pe Gicu și Alieta. Gălăgii multe pentru cei care ne-au adus acest flăcău frumos. Aplauze pentru socrii cei mari. Să vă trăiască băiatul, să fie sănătos, să vă aducă nepoței în casă la mulți, mulți ani. Și desigur că mai avem în seara asta o pereche de oameni gospodari, de cinste. Zic eu că sunt cei mai importanți, pentru că în ziua de azi e cam greu să găsești un naș și mai ales un naș bun, frumos, cu parale în buzunare. Vreau să-i aplaudați, să-i întâmpinați pe cei care astăzi au devenit părinți spirituali pentru mire și mireasă. Călin și Corina, la mulți ani, să vă fi de bine cu fiin. Aplauze și gălăgii multe pentru nașii cei mari, să vă fi de bine la mulți, mulți ani, să vă vadă toată lumea. Să ne trăiți la mulți ani, să cununați în fiecare an. Noi vă dorim așa. Și desigur că nici o petrecere nu se petrece, nunta nu este dacă nu este mire și mireasă. Acum un marș mai deosebit pentru mire și mireasă, toată lumea în picioare. Aplauze pentru Ionuț și Cătălina. Noi vă dorim la mulți ani, o viață frumoasă, îndelungată, copilași și mulți, frumoși, sănătoși, să ne fiți fericiți alături de părinți și nași. Yeah.
bravo! A fost un moment în total special. Hey! Hey!